3 milioane de lei va aloca Consiliul Județean Olt pentru ca fiecare primărie din județ să cumpere cadouri de Crăciun copiilor. Fondul de rezervă a fost primit de 35 de milioane de bani. Eu am vrut ca toți acești bani să ajungă la primăriile din tot județul Olt, mai ales că unele dintre ele au și mine cadruri, să ne spunem, dar în același timp trebuie să ne gândim și la copiii noștri din tot județul, pentru că ne-am bucurat cu toții, dar de fiecare copil de sărbătorile de anul va primi un cadou din partea primarului și a comunității locale. Majoritatea localităților au primit câte 25.000 de lei, dar au fost câteva orașe și comune unde sunt foarte multe cazuri sociale, iar consilierii județeni au aprobat pentru acestea sume mai mari. Drăgănești 40.000 de lei, Podcoava 65.000 de lei, 50.000 de lei au primit Coteana, Cezieni, Folcoiu, Grădinari, Movileni, Nicolae Titulescu, Oboga, Optaș, Măgura și Stoicănești. Tot din fondul de rezervă al Consiliului Județean Olt s-a aprobat și suma de 500.000 de lei, care va fi împărțită pentru continuarea investițiilor în 6 comune. Din economiile pe care le-a avut Consiliul Județean, în fondul de rezervă au fost 3.500.000 de lei. Din acești bani am încercat să rezolvăm câteva probleme urgente. Vă dau câteva exemple, cum la Văleni, primăria de acolo încearcă să ducă o lucrare pentru o grădiniță la bun sfârșit și aveau nevoie în toamna asta să-i pună acoperișul și am alocat 80.000 de lei. La Bobicești avem un caz unde avem apă curentă în localitate, numai că puțurile sunt infestate cu nitriți, le trebuie o instalație specială pentru tratarea apei și nu aveau acești bani și am încercat să-i ajutăm. Mai sunt și alte cazuri în localități. Au fost alocați 80.000 de lei pentru acoperișul grădiniței cu 3 grupe din comuna Văleni. Comuna Dobrun a primit 100.000 de lei pentru cofinanțarea unor proiecte, respectiv reabilitarea și extinderea școlilor din satele Dobrun, Roșieni și Ulmet. Primăria Bobicești va primi 80.000 de lei pentru achiziționarea echipamentelor de tratare a apei potabile, iar Consiliul Județean Olt va aloca și în comuna Vâlcele 80.000 de lei pentru cofinanțarea proiectului de canalizare și stația de epurare, modernizarea drumurilor locale din satul Vâlcele de Sus, dar și achiziționarea de costume populare pentru călușari. Primăria Ipotești a primit 80.000 de lei pentru asfaltarea unui drum comunal, iar la Vlădila au fost alocați tot 80.000 de lei pentru reabilitarea sediului primăriei. Consilierii județeni au mai aprobat alocarea din fondul de rezervă și a sumei de 3 milioane de lei pentru plata asistenților persoanelor cu handicap grav.